Bună! Eu sunt Ramona, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Când am fost de Crăciun la ei mei, am poftit foarte tare la salată de băf, nu am mâncat pentru că avea carne, dar cum am revenit în Brașov, mi-am făcut ceva care să semene și să fie pe gustul meu. Fier foarte deznăut și am vrut să folosesc și apa care rămâne după fierberea acestuia, apa cunoscută sub numele de aquafaba. Prin urmare, maioneza acestei salate este vegetală. Pun la fier 250 de grame mazăre, 250 de grame morcovi, 500 de grame cartofi. Când e în sezon, folosesc mazăre proaspătă, în rest folosesc mazăre congelată. Un truc pentru a-și păstra culoarea verde intensă, în momentul fierberii adaug puțin bicarbonat. Cartofii fierb în coajă, doar îi spăl bine înainte. Morcovii curăț și îi spăl. După ce legumele sunt fierte, le scurg bine de apă și aștept să se mai răcească. Tai mărunt morcovii și cartofii. Aici am 250 de grame de castraveți murați, pe care i-am scurs și pe care să-i tai mărunt. Sunt castraveți aduși de la țară, foarte, foarte faini. Mai pun și 100 de grame măsline, pe care le tai mărunt. Eu am folosit măsline calamata. Pentru maioneză am nevoie de 70 de ml apă de năut, 20 de grame muștar, o jumătate de linguriță oțet, un sfert de linguriță sare, un sfert de linguriță turmeric, 100 de ml ulei. O precizare importantă, apa de năut este destul de concentrată, dacă se răcește bine, ea devine un fel de gelatină. Pun într-un borcan toate ingredientele, cu excepția uleiului, pe care îl voi adăuga apoi treptat. Pentru a face maioneza folosesc un mixer vertical. Amestec toate ingredientele într-un bol mare. Mai adaug o jumătate de linguriță sare sau după gust. V-a plăcut rețeta mea și o veți încerca și voi. M-aș bucura tare mult dacă îi dați un like și un share. Ca să fiți la curent cu tot ce postez, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați click pe clopoțel pentru a activa notificările. Data viitoare! Pa, pa!